cum apreciați sprijinul României acordat de România pentru Republica Moldova în contextul tensiunilor de la graniță și mai ales ce așteptări are Republica Moldova de la România în perioada imediat următoare? M-ați întrebat de riscuri, de consecințele acestui război. Și consecințele sunt, în primul rând, de ordin securitar, pentru că există această posibilitate ca conflictul să ne afecteze într-un fel sau altul, în sensul să ne afecteze nemijlocit, dar deocamdată nu vedem aceste riscuri iminente. Ucraina este pe faza noastră în fața acestui război și suntem foarte recunoscători ucrainenilor pentru acest lucru și noi la fel facem tot posibilul pentru ei și tot ce ține de noi pentru a-i ajuta. Acordăm cetățenilor ucraine care s-au refugiat în Republica Moldova toată asistența. Cei care au vrut să plece mai departe spre Europa au beneficiat totalmente de sprijinul nostru și această susținere a fost posibilă în mare parte și în primul rând, aș spune, datorită susținerii României. România a deschis acele coridoare verzi care le-a permis refugiaților să se deplaseze direct de la frontiera noastră spre România și din România spre alte state ale Uniunii Europene. Ne-au oferit și transport, autobuze care preluau refugiații de la Palanca sau de la Ocnița și duceau direct spre România. Trenuri speciale pentru refugiați, nu mai spun de asistența umanitară, peste 80 de tone de asistență umanitară România ne-a oferit în primele zile ale acestui război, atunci când aveam nevoie critică de această asistență. De asemenea, ni s-a oferit și asistență pentru a menține stabilitatea energetică, securitatea energetică a Republicii Moldova. Ni s-a oferit mii de tone de motorină și de benzină și de păcură. Un factor important pentru a ne asigura că șantajul economic și șantajul energetic din partea Federației Ruse nu va avea izbândă. De asemenea, a fost și ajutorul politic acordat permanent de România pentru a apăra și a promova cauza și interesele noastre în capitalele europene, atât în dosarul de integrare europeană. Știți că în sfârșit, Uniunea Europeană și-a deschis nițel ușa pentru Republica Moldova. Noi am aplicat pentru obținerea statutului de stat candidat. Această solicitare a fost acceptată. Moldova a recepționat un chestionar la care trebuia să răspundem și am răspuns în totalitate. Într-un timp record, Într-un aș timp spune record, eu. datorită asistenței și a României. O echipă de experți din România ne-a asistat la completarea acestui dosar, care ieri a fost transmis în totalitate Uniunii Europene. Plus la aceasta, datorită României, care împreună cu Germania și cu Franța a creat această platformă de susținere de la Berlin pentru Republica Moldova. A fost prima reuniune a avut loc la Berlin, care a fost una de succes. Au fost mobilizate peste 600 de milioane de euro pentru Republica Moldova. Au fost create și 5 grupuri de lucruri pe subiecte importante, cum ar fi securitatea energetică, combaterea corupției, susținerea refugiaților, etc. Deci, o realizare importantă pentru Republica Moldova. A doua reuniune a acestei platforme de suport pentru țara noastră va avea loc la București în următoarele luni, probabil pe parcursul lunii iulie.
Deci România este alături, este alături de, de noi și prin asistența concretă care ne oferă pe, pentru a face, face față și crizei energetice și crizei refugiaților și acum o altă consecință este și este impactul economic pe care războiul are asupra Republicii Moldova, economiei sale. Pe care îl resimțim cu toți. Și îl resimțim pentru că simțim bine și prețurile au crescut. E, inflația este, crește, prețurile la, la resursele energetice au crescut, care și lovesc la buzunarul cetățenilor noștri, dar și în același timp războiul a închis sau a deraiat multe legături economice și comerciale cu Rusia, cu Ucraina, cu alte state din, din zona estică. Și exportatorii noștri, producătorii noștri, în special agricultorii noștri, sunt în fața unei dileme de a găsi noi, de a se orienta și a găsi noi spre noi piețe de desfacere. Și acum Republica Moldova a apelat și la Uniunea Europeană și la România pentru a ne ajuta să, să venim în, în întâmpinarea producătorilor și agricultorilor noștri. Și se fac datorită susținerii României, s-au făcut deja realizări importante. De exemplu, exportatorii de mere au vândut, au exportat în România în ultimele două luni mai mult decât au exportat mere pe parcursul întregului an 2021. Deci este o realizare, ceea ce denotă o schimbare de, de atitudine și din partea exportatorilor noștri, care până nu demult preferau doar piața rusă. Acum înțeleg că e nevoie să te asiguri pe viitor și să găsești noi piața de desfacere și o, desigur, prima piață de desfacere este România. Vedem și o solidaritate din partea marilor rețele comerciale de, de aici, Mega Image, Kaufland, Carrefour și alte rețele au venit în ajutorul nostru, au răspuns pozitiv la solicitările noastre și le suntem recunoscători pentru solidaritatea pe care o arată în continuare față de exportatorii noștri de fructe și, și legume.